Facultatea de Ingineria Petrolului și Gazelor din cadrul Universității Petrol-Gaze Ploiești este o facultate cu o bogată tradiție și rezultate meritorii în învățământul superior românesc. Ea are un profil unic în România și pune la dispoziția viitorilor specialiști toate cunoștințele necesare atât în ceea ce privește realizarea, cât și operarea sau instrumentarea în orice gaură, având diametrul interior fi. A fost înființată în anul 1948 sub denumirea de Facultatea Făraș Producție. Începând cu anul universitar 1968-1969, facultatea schimbă denumirea în Facultatea de Forajul Sondelor și Exploatarea Zăcămintelor de Petrol și Gaze. În 1974, facultatea a fost transferată cu întregul efectiv de studenți și aparatura de laborator la Institutul de Petrol și Gaze Ploiești. Începând din anul 2003, facultatea se numește Facultatea de Ingineria Petrolului și Gazelor. De la înființarea sa și până în prezent, în cadrul Facultății de Ingineria Petrolului și Gazelor, s-au format peste 9.000 de specialiști români și străini, care și-au desfășurat sau își desfășoară activitatea în diverse sectoare ale industriei de petrol și gaze, în institute de cercetare și proiectare, în învățământ, în instituții guvernamentale și neguvernamentale. Un mare număr de absolvenți lucrează în străinătate, fapt care ilustrează buna pregătire și aprecierea de care aceștia se bucură. Diplomele acordate au fost și sunt recunoscute pe plan mondial. Facultatea noastră a avut încă din anul 1951 dreptul de a acorda titlurile științifice de doctor inginer și doctor docent în științe. Facultatea de Ingineria Petrolului și Gazelor promovează gândirea liberă și libertatea academică, fiind atașată principiului universalității valorilor cunoașterii. Facultatea pregătește cetățenii români și străini, a căror pregătire profesională corespunde prevederilor legale. Intrarea în facultate se face pe ușa din față sau, opțional, pe una din ușile din spate, contra unei sume modice în lei sau valută, ce reprezintă plata abonamentului de parcare al cadrelor didactice sau taxele de reexaminare ale studenților după caz. Facultatea funcționează pe baza principiului autonomiei universitare, iar autoritatea academică este bazată exclusiv pe competența profesională. Procesul de instruire din facultate se desfășoară în limba română. Facultatea poate organiza cursuri sau programe de completare a studiilor și în limbi de circulație internațională. Instruirea și autoinstruirea, precum și cercetarea științifică, sunt deschise progresului și sunt libere de orice fel de îngrădiri sau condiționări politice. Membrii facultății convin că în spațiul universitar nu se desfășoară activități ale partidelor politice. Una din principalele misiuni ale facultății noastre este cea didactică, constând în pregătirea de specialiști cu studii superioare prin toate formele de învățământ universitar și postuniversitar prevăzute de lege în domeniul petrolului și gazelor în care facultatea este acreditată. O altă misiune este cea civică și culturală, constând în organizarea vieții culturale, artistice și sportive din spațiul universitar pentru ca facultatea IPG să dobândrească și atributul de principal centru de educație, civilizație și cultură al comunității. Se are în vedere perfecționarea continuă a structurilor de conducere și execuție ale facultății, a domeniilor de studiu și specializărilor, planurilor de învățământ, programelor analitice, metodelor didactice și altele, în vederea alinierii la standardele europene și mondiale, inclusiv principiile și recomandările cuprinse în Declarația de la Bologna. Aprecierea, selecționarea și promovarea cadrelor didactice se face pe baza evaluării prestației didactice și științifice.
practice, în concordanță cu normele și uzanțele existente la nivel național și internațional. Promovarea cadrelor didactice și ocuparea posturilor vacante se face prin concurs cu respectarea legii. Iată câțiva artizani ai procesului educativ. Thank you.